are grijă să nu plătești ceva. Începutul proiectului s-a discutat și despre muzeu și despre pub și chiar ne bucurăm. E o bucurie imensă pentru noi suporterii că în sfârșit avem și noi un loc al nostru. Și renunțăm la vechile obiceiuri și alte localuri din Ploiești să venim la locul nostru și anume la stadionul Ilie Oana. Niciun caz. Mergem cu echipa. Peste tot. Peste tot. Și atunci pub-ul când îl folosim? Oricând când nu joacă Petrolul. Venim cu prietenii, bem o bere, Petrolul e pe primul loc și nu putem să renunțăm la el. Este o locație cu o filozofie aparte? Ai putea să o definești în 2-3 cuvinte? Păi însăși prin denumire. The Yellow Wolf în primul rând ne reprezintă. Noi suntem lupii galbeni și clar, asta, prin asta arată și imaginea noastră și ne mândrim cu ea. Ce vorbim? Stai puțin, mai avem una. Ce or să găsească suporterii? În primul rând, or să vadă momente din istoria clubului, or să citească imnul și lucruri importante petrecute în istoria Petrolului. După aceea, băutură multă și distracție. Băieții sunt ok. N-a fost normal ce s-a întâmplat acolo, pentru că noi am fost plecați să facem un joc bun în compania unei echipe care a jucat în preliminarele Champions League. Se pare că nu întotdeauna iese așa cum îți dorești sau așa cum îți planifici. A fost un incident reprobabil comis de un personaj din conducerea lor care își spune președinte. Asta e, mergem mai departe. De ce s-a întâmplat? Normal că suntem dezamăgiți, pentru că nu ne așteptam la așa ceva și nu ne așteptam ca acest gest să vină chiar din partea unui președinte, pentru că lucrurile pe teren se calmaseră, se întâmplă la astfel de meciuri să mai sară scântei, ca să zic așa, însă incidentul maxim a fost la vestiare, pentru că președintele lor a coborât din lojă să lovească un jucător de-al nostru care se îndrepta spre vestiare. Asta e, mergem mai departe, e o învățătură de minte pentru viitor. Revenim la vecinătatea Pro. Avem un pub inaugurat chiar astăzi, pub al lupilor galbe. Cum vede clubul această locație, această inițiativă? Eu cred că este extraordinar ce se întâmplă astăzi. Suporterii noștri pot veni aici, pot discuta despre echipă. Vedeți și dumneavoastră că, sau din punctul nostru de vedere, arată superb. Îi aștept să discute despre echipă, să se bucure de victoriile echipei. Eu cred că este un gest de normalitate și cred că asta
astăzi s-a făcut încă un pas spre, spre a dovedi faptul că FC Petrolul este un club extrem de puternic, un club profesionist, un club care își dorește performanță din toate punctele de vedere, atât că pe teren cât și în afară. Crezi că ne-am convins pe suporterii vor alege că atunci când Petrolul joacă de pasare să vină să stea în pas sau vor veni în continuare peste tot cu echipa? Sunt convins că vor veni în continuare peste tot cu echipa. Au venit ei în toate coclaurile ligii a treia, a doua. Sunt convins că în continuare ei vor fi alături de noi. Însă îi așteptăm și aici. Este Ilieoană, stadionul Ilieoană este casa lor, casa noastră a tuturor și cu atât mai mult acest pub, unde, așa cum vă spuneam și mai devreme, sper să se bucure de toate realizările noastre de pe teren. Ce ați simțit? Ce ați gândit când ați găsit la capătul Europei, în Sala Galilor, o mică galerie care stă și zero scandal? Bineînțeles că suporterii noștri reușesc să ne surprindă de fiecare dată. Ceva extraordinar. Chiar vorbim între noi, vă dați seama că vorbim și noi între noi și de fiecare dată când spunem, bă, cu ce oare să ne mai surprindă băieții ăștia, ei reușesc să o facă. A fost ceva senzațional și pentru noi, cei care stăm alături de băieții ăștia care îmbracă tricourile Petrolului în acest moment, ei, suporterii noștri, înseamnă un mare ajutor. Vedeți și asta că avem foarte mulți jucători străini, jucători care au nevoie de o perioadă de adaptare și suporterii noștri fac ca această perioadă de adaptare să fie cât mai scurtă. Jucătorii străini se intră foarte repede în acest spirit, realizează ce înseamnă FC Petrolul foarte repede și asta pe noi nu poate decât să ne bucure pentru că randamentul lor datorită acestui fapt este maxim într-o perioadă foarte scurtă. Deci vreau să te mai întreb de ultimul transfer. Da, vă dați seama, este un jucător de primera diviziune, un jucător care sper să ne bucure, care sper să ne aducă plusul de care bănuim, pe care bănuim că îl va aduce plusul și așa unei echipe destul de puternice. Sperăm să ne bucurăm cu toții de realizările lui și să mergem mai departe pentru a dovedi că FC Petrolul tinde să devină un club extrem, extrem de puternic. Vă dați seama că visăm cu toții la asta, dar haideți să-l luăm și să vorbim după aia. How do you feel here between so many fans? It was the pub opening, now the official store. It's amazing. The fans here, I think they deserve that, what you do for us, and it's good to be here and share this opportunity to share that you can do something for them too. You had some free days. You played only a half of a friendly match with Ludogorets. What happened? I don't know what's happened there. The players of them want to fight with us, and after the bodyguards there were crazy, and we come back. It was good for us because nobody is injured, everybody's okay, and we can play against Chiajna with free mind. The next three games very important with Chiajna, then Dinamo and CFR. How many points you'll get, or what's the objective for next period? I think in Petrolul we must go to the target, it's 9 points. In 3 games, 9 points. All the time we play for a win, and we'll be the same against these three teams.
Romario, două evenimente foarte importante în familia Petrolului, inaugurarea pub-ului și acum magazinul oficial. Cum te simți printre fani? Bă, mă bucur foarte mult de fac parte de acest pas, un pas enorm în istoria Petrolului și mă bucur alături de toate fanilor. Sunt o bucurie mare pentru noi. Ați avut parte și de o mini-vacanță și de un amical nu tocmai fericit cu Ludogoreț. Ce s-a întâmplat mai exact în Bulgaria? A fost un meci în care eu nici manca nimeni de la Petrol a înțeles foarte bine, pentru că am ajuns acolo, am făcut antrenament foarte bun, toată lumea, a fost condițiile bune de antrenament, dar la meci nu știu ce s-a întâmplat cu acel de la Ludogorets, că doar cu capul la meci, la fotbal. Și asta se va de la început. Dar îmi pare rău, pentru că era un amical frumos, cu teren frumos, stadion frumos, dar sigur nu știu ce s-a întâmplat. Dar el nu s-a îngădit la fotbal. Noi da. Sunt la Ludogorets câțiva jucători brazilieni, portughezi, ai reușit să vorbești cu ei după meci, să afli mai multe amănunte sau? Am vorbit înainte de meci și înainte de meci se apără tot bine. Dar după ce s-a întâmplat acolo cu fundașul român și cu atacantul nostru, cred că toată lumea a pierdut puțin capul, știi? Și omul este care lucrează acolo nu a fost om, sincer, nu a fost om. Dar s-a întâmplat, a trecut și cu brazilieni nu ai nicio supărare. Urmează o perioadă foarte importantă pentru Petrolul, care abordează meciul împotriva Concordiei de pe poziția secundă a clasamentului, având chiar șansa să urce în fruntea ierarhiei înaintea partidei cu Dinamo. Ce obiectiv aveți pentru următoarele trei partide? Mă refer aici la jocurile cu Concordia, Dinamo și CFR. Vrem să castigăm 9 punct, cât mai mult 9 punct, să rămânem acolo, în fața clasamentului și putem să rămânem acolo, să atingem obiectivul nostru, că titlul, numai titlul. Anul este, vrem numai titlul. La finalul lunii septembrie intrați și în focurile Cupei României. Putem spune că anul acesta Petrolul va avea un traseu mai ușor, dat fiind faptul că în sezonul trecut a încheiat pe locul 3 și a câștigat și Cupa. Automat va fi în prima urnă valorică la tragerea la sorți. Sincer, eu nu pot să te spun că va fi mai ușor, pentru că acum cred că va fi mai greu, că toată echipa că intră cu noi, acum vrei să dai tot, vrei să arată ca mai bun ca Petrolul și cred că aceste lucruri va fi mai greu, dar suntem pregătiți și pentru cupă și pentru campionat. Orice meci suntem pregătiți. Prin venirea celor doi jucători spanioli, cu cetățenie spaniolă, este Petrolul o echipă mai puternică? Da. Dacă venit două jucători cu experiență, ne va ajuta mult și așa vom fi mai puternic. Și cred că două, trei zile că am văzut în antrenament ne va ajuta foarte mult. Ați reușit să integrați în grup, să ieșiți împreună, să le prezentați orașul, împrejurimile? Nu, încă nu, pentru că am venit acum din Bulgaria. Și pentru ei aveți lucruri să faci aici, să caute apartamentul, nu știu ce. Dar după aia mai vorbim, mai vedeam și dacă putem ne prezentăm orașul, că foarte frumos pentru ei. Cu Gico Grozav, ați mai ținut legătura după plecarea sa la Tere Grozny?
Nu, nu, după că a plecat, nu. Dar înainte să plec, am vorbit cu el, el a vorbit cu toată lumea, cu grupul și a dat noroc pentru noi și noi pentru el și sperăm că poate acolo să reușești să fii un jucător de poartă lui grozav, ca un jucător mare, poți să revin la națională, poți să fac o bucurie pentru petrolistă, pentru ploieștean și pentru România. Pentru meciul de mâine seară, România-Turcia, ești tricolor? Da, aici sunt. Sunt brazilian, dar aici sunt și sper că bate România, pot să ajung acolo în Brazilia și cred eu că e echipa mai puternică, mai pregătită. România este echipa, în momentul este mai pregătită decât Turcia. Thank you.
Alex, două evenimente importante în familia Petrolului. După inaugurarea pub-ului, acum vine cea a magazinului oficial. Cum te simți printre fani? Este un sentiment foarte plăcut să fii alături de fani. Petrolul este un club mare, un brand foarte puternic în România și cred că era momentul să avem parte și de un magazin așa frumos cum este cel de la stadion de aici. Mi se pare că sunt copii mici, copii mai mari, suporteri, tinere, fete. Petrolul este, cum am spus, este un brand important în România, în Ploiești nu mai spun, și toată lumea susține echipa și era un interes destul de mare și se aștepta ca acest magazin să se deschidă, iar acum toată lumea a venit să vadă cum este. Spune-mi de meciul de mâine al Naționalei cu Turcii, ce pronostic ai tu așa? Ne dorim din toată inima să câștigăm, să putem să ne asigurăm locul 2, să mergem la baraj și acolo să încercăm să ne calificăm la mondial. Vă dați seama, ar fi o bucurie imensă pentru întreaga țară. Știi că Hubani e favorit să-l înlocuiască pe Borcean după ce ăsta a primit cartonul galben la meciul cu Ungaria? Crezi că o să se descurce pe post cu Pintilii? Da, sunt convins de asta. Ovidiu a demonstrat-o și în campionat și cu play europene că este un jucător de valoare și n-am niciun dubiu că nu va face un meci foarte bun. Și un pronostic? Sperăm să câștigăm, vă dați seama, mai ales după meciul cu Ungaria. Spunem din toată inima să câștigăm, vă dați seama, este vorba de echipa națională și suntem alături de ei. Crezi că turcii sunt puțin mai motivați decât noi pentru că joacă ultima șansă? Nu cred. Eu zic că noi suntem mai motivați ca și ei pentru că ați văzut ce atmosferă a fost la meciul cu Ungaria și toți jucătorii echipei naționale au rămas impresionați de această atmosferă și eu zic că acest lucru va conta foarte mult și cu dăruire exemplară putem să câștigăm. Venind la echipa de club, urmează partida împotriva Concordiei. Ce obiectiv aveți nu doar la această partidă, știind faptul că printr-o victorie împotriva Concordiei, practic ați putea aborda meciul cu Dinamo din postura de lideri? Da, seama, jucăm pe teren propriu. În acest început de campionat nu am reușit să adunăm punctele pe care speram să le adunăm de pe arena Ilie Ioana și vă dați seama, ne gândim numai la victorie. Prin venirea celor doi spanioli, Petrolul este echipa mai puternică? Cu siguranță, sunt doi jucători de mare valoare și vor aduce un plus echipei. Au experiență, au calitate, nici nu mă îndoiesc de acest lucru. I-ați integrat așa ușor în grup, ați vorbit cu ei, le-ați prezentat orașul, împrejurimile? Bine, timpul a fost destul de scurt, dar integrarea nu este o problemă pentru ei, pentru că aici la Petrolul este un grup foarte unit și un grup deschis, așa că nu va fi o problemă pentru ei. Suporterii ți-au simțit lipsa. Au venit în număr mare astăzi la inaugurarea magazinului oficial. Într-adevăr, mă bucur că am deschis un nou magazin.
Cred că aveam nevoie, pentru că avem la Ploiești niște suporteri care ne încurajează meci de meci și cred că merită și acest lucru să aibă la stadion un asemenea magazin. Dacă în ceea ce privește marketul mergeți pe un trend ascendent, pe linie sportivă la fel? Eu sper că da, sper că an de an să urcăm cât mai sus, să jucăm cât mai bine și să mulțumim acest suporter minunat care meci de meci ne încurajează și să dă alături de noi. Duelul de duminică cu Concordia, dacă le veți câștiga, aveți chiar șansa să abordați meciul cu Dinamo de pe prima poziție. O presiune în plus pentru voi? Nu, noi sperăm să câștigăm cele trei puncte foarte importante pentru noi. Și de ce nu să facem și un joc bun pentru suporteri. Tu cum te simți? Cum merge recuperarea? Mai bine. Sper într-o lună, o lună jumătate să intru pe teren. Luni mă voi duce la doctorul care mă opera la un ultim control. Și sper să decurgă bine și să revin în formă alături de colegi. Avem și un petrolist la lot, Ovidiu Hoban. Mâine șanse mari să fii titular împotriva Turciei. Ce pronostic ai? Da, eu îi țin pumnii. Este un jucător foarte bun. A demonstrat asta la echipă. Și eu cred că dacă va juca, dacă Neapiții va lua ca la soluție să intre în teren în primul 11, eu zic că va face foarte bine și sperăm să și câștigăm. Thank you.
din păcate, doar după 2 ani de zile de la inaugurarea stadionului am inaugurat și magazinul oficial de aici, din motive pe care bănesc că toată lumea le cunoaște, e bine mai târziu decât niciodată. Vă așteptați așa la un val de... Ținând cont că vorbim de cea mai iubită echipă din Prahova și poate din țară, mi se pare normal afluența de fani care ne înconjoară. Garderoba va suferi și alte modificări în ceea ce privește magazinul și tot ceea ce se găsește în el? Poftim? Garderoba va suferi și alte modificări, alte... Bineînțeles, Puma fiind partenerul nostru oficial, tot timpul gama de produse va fi înointă, non-stop, aproape săptămânal. Impresionado con el estadio primero porque conocí el estadio y después bueno el bar se notó que hay mucha ilusión, mucha energía y bueno, eso lo transmitiremos al campo después los jugadores, ¿no? Creo que Cosmin fue un factor importante, ¿no? Porque lo conocía, siempre me estaba exigiendo cuando jugaba conmigo, bueno, ahora que lo tengo de entrenador creo que me puede exigir el doble. Y bueno, puede sacar el doble de mí, ¿no? Y bueno, marcarle siempre a un grande del fútbol mundial siempre te revaloriza más, ¿no? Pero bueno, en la Liga Española suele pasar eso. Tuve la suerte de marcarle bastantes goles al Real Madrid. Y bueno, creo que eso me sirve para agarrar confianza y bueno, para seguir en esta andanza rumana, ¿no? Todo el mundo pensará que quieren ganar la Copa de Vuelta como lo hicieron el año pasado. Y bueno, ¿por qué no pelear la Liga con los que están arriba, ¿no? De la ciudad conozco poco porque hace un día que estoy acá y bueno, del club ya me han hablado muy bien, he visto muchas fotos, muchas glorias que han pasado por acá y bueno, intentaremos sumarle más cuadros y más cosas para la historia de Petróleo, ¿no?